Salutat toată lumea, bine am găsit un video pe acest canal astăzi, o să vă arăt cum se o muzicuță, o muzicuță de scooter sau de ATV, e aceeași chestie, da, deci asta este o muzicuță. mulți o aruncă la gunoi, fiindcă cred că nu mai este bună sau unii cred că este bună și de fapt nu e bună și de asta nu ne merge ATV-ul, bară scooterul, asta este una de scooter, o muzicuță de scuter uh, și asta să vă arăt cum se verificăm da? Deci, uh, mai atât uităm așa în ea, vedem că nu se vede nicio rază, nimic, dar și spuneți că este bună, unii din voi. Uh, eu n-am testat această muzicuță, nu știu dacă e mai e bună sau nu. Asta a fost pe scu uh, vechiul scuter, adică vechea mu muzicuță pe scuter. Am pus alta nouă, merge ok. E, și hai să vedem, da? Deci, luăm, niște benzină, iau un benzină așa aici, puțină benzină, punem așa, da? Și turnăm în ea benzină. Da? Ați văzut cum curge, nu? Deci, această muzicuță nu mai era bună. Scuterul nu mai punea cu această muzicuță, nu mergea că lumea deloc. Da, deci în cauza muzicuței scutul tău nu mai pornește, ați văzut cum a curs totul, absolut totul, asta mi se pare că este o muzicuță originală, până că și aia chin merge mai bine, ea nu are voie să curgă deloc clapetele astea, dar după cum puteți vedea ele se văd cum se mișcă, da, deci a curs foarte foarte tare, a curs. Nu m să curgă mai e, încet, dar a curs foarte tare. V-am zis, n-am testat această muzicuță, dar așa se testează. Una nouă, puteți să o verificați, când într-o în nu curge deloc. O să o curge peste oră. Dar ați văzut asta fiind veche și rea, și-a trăit viața, cum să spune, a curs totul, instantaneu. Da? Deci v-am arătat cum se verifică o muzicuță. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe un like și de subscribe. Mi-am fost Alex. Ciao.